Oficialii județeni fac eforturi pentru a deschide la Pașcani un birou al serviciului de pașapoarte, astfel încât locuitorii din municipiu și comunele din jur să nu mai fie nevoiți să piardă timp și bani cu deplasarea la Iași pentru obținerea unui astfel de document. Conducerea serviciului a trimis de la începutul anului o solicitare pentru a primi un spațiu la Pașcani pentru a înființa un punct de lucru care să funcționeze o dată pe săptămână. Aici ar urma să fie preluate imagini cu aparatură mobilă, dar și documentele necesare și tot de aici să fie ridicate pașapoartele. Proiectul nostru pe care îl vizăm este de a ne deplasa o dată pe săptămână la Pașcani, într-un spațiu pus la dispoziție de primăria Pașcani, pentru a prelua cereri de pașapoarte și a le elibera pașapoartele la termenul de 14 zile. Deci e vorba doar de pașapoarte electronice. Deci intenționăm să ne deplasăm acolo pentru a prelua cererile cetățenilor din zona respectivă, pentru ca ei să nu mai trebuiască să se deplaseze la Iași pentru aceste solicitări de pașaport electronic. Problema este că nici până acum administrația locală nu a dat curs solicitării. Asta în ciuda promisiunii primarului Crăciunescu de a promova un proiect de hotărâre în acest sens spre aprobarea Consiliului Local. De la începutul anului au fost mai multe ședințe de Consiliu fără ca inițiativa amintită să ajungă pe masa consilierilor. Administratorul public Dorin Echifor admite că solicitarea există din luna ianuarie, precizând că în prima ședință ordinară de Consiliu din această lună problema va fi pe ordinea de zi. S-au luat în discuție mai multe cereri, că nu se ia de fiecare. Deci sunt mai multe solicitări pentru spațiile din primăria veche. Și în ședința ordinară de pe luna asta se vor da o parte din spații către cei care au solicitat. În special instituții, am început cu instituțiile statului să le acopere. Și e vorba de APIA, e vorba de ITM, e vorba de Instituția Prefectului de Serviciu de Pașapoarte. Părintele maestru, s-o solicitare din partea unei asociații, a Partidului Conservator. Se vor lua în discuție la prima ședință de Consiliu. Un bărbat din Sirițel, în vârstă de 50 de ani, a aflat că nu este bine să-ți forțezi norocul. După ce a consumat alcool sâmbătă, în jurul orei 23, s-a urcat la volanul mașinii și a dat să iasă din parcarea din fața judecătoriei Pașcani. Nu a reușit pentru că a lovit autoturismul Aro al poliției Pașcani, parcat regulamentar. După ce nu a dorit să sufle în aparatul etilotest, polițiștii l-au condus la spital, însă nici aici nu a vrut să dea probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Urmarea a fost întocmirea unui dosar penal pentru refuzul prelevării de probe biologice. Paguba la autoturismul Aro a fost minoră. Conducerea poliției Pașcani a refuzat orice comentariu pe această temă. Menționăm că autorul accidentului este chiar candidatul PPDD pentru primăria Sirițel, Neculai Cluci, șeful autogării din Pașcani. Incidentul a avut loc exact înainte de inaugurarea celor trei sedii ale organizației locale PPDD, eveniment care a avut loc duminică 11 martie de la ora 13. În acest moment nu comentez incidentul care a avut loc în seara zilei de 10 martie 2012 în zona judecătoriei Pașcani. Cinci bărbați cu vârste cuprinse între 24 și 34 de ani au fost arestați preventiv sâmbătă după ce au fost prinși la furat cablu telefonic. Este vorba despre un bărbat dintr-un județ din sudul țării, ceilalți patru având domiciliu în centrul țării. Furtul s-a petrecut pe raza comunei Hărmănești din apropiere de Pașcani noaptea de 9 spre 11 martie. Alarmați de lipsa semnalului, cei de la Romtelecom au anunțat poliția, care a găsit la fața locului cinci indivizi. La data de 10.03.2012, organele de cercetare penală din cadrul secției rurale de poliție numărul 6 Pașcani au depistat și deținut 5 bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 31 de ani, care în noaptea de 19.03.2012 s-au deplasat cu un autoturism pe raza comunei Hărmănești, județul Iași, unde prin escaladarea stâlpilor au sustras cablurile de telecomunicație aparținând bărții bătămate de Romtelecom, producând un prejudiciu în valoare de circa 100 de milioane de lei. Ei au fost propuși parchetului de pe lângă judecătoria Pașcani cu propunere de arestare preventivă. Aceasta a fost însușită de procurorul de caz, care la rândul său a formulat o propunere de arestare preventivă la judecătoria Pașcani, toți cei cinci bărbați primind mandate de arestare preventivă pe 29 de zile pentru să săvârșească infracțiuni de furt calificat, iar dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă o pedeapsă de până la 18 ani închisoare.
Duminică seara, organizația PDL Pașcane a organizat cea de-a șaptea ediție a Balului Mărțișorului. Evenimentul a avut loc la restaurantul Select, printre participanți numărându-se și deputatul ieșean Petru Movilă și Liliana Romaniuc, șefa ISJ Iași. Alături de pedeliști în sală au fost prezenți și PSD-iștii Dumitru Pantazi și Vasile Pleșca, precum și primarul Grigore Crăciunescu, alături de colegul său de partid, liberalul Vasile Gaboran. Nu a trecut neobservată lipsa doi membri importanți din PDL Pașcani, consilierul local Leonard Rusu și consilierul județean Valerica Andronache, fostul președinte al organizației. Evenimentul a debutat cu decernarea unor premii de excelență. Economie, Cristina Chiriac, vicepreședinte AVAS, Mediu de Afaceri Mariana Păduraru, Educație Daniela Oroșanu, Sănătate Tatiana Samoil, Cultură Smaranda Bostan, Spirit Civic Mihaela Spiridon, Sport Rodica Angheluș. Să vă spun încă o dată cât de minunat și cât de onorată mă simt că sunt aici în preajma dumneavoastră și să ne reîntâlnim cât mai curând pentru a dovedi că ceea ce am spus eu în această seară se va adeveri și se va transforma în fapte. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Păduraru Mariana, o felicit. Am înțeles că este o fire veselă, plină de optimism și din agoniseala pe care a reușit să o facă, a făcut și un parc pentru ca mulți dintre copiii dumneavoastră din orașul Pașcani să se poată bucura atunci când au timp liber. O felicit din suflet, îi doresc la mai mare, la cât mai mulți bani și, de ce nu, la o funcție în politică. Doamnă, vă mulțumim pentru ceea ce faceți, mulțumim organizației municipale PDL Pașcani pentru faptul că au găsit de cuvință să vă aducă în fața comunității, să vă mulțumească și să vă recunoască meritele. Vă felicit, vă doresc succes, o viață ca o primăvară frumoasă în care să crească biocei. Nu prea stau bine cu voce. E o surpriză pentru mine această distinție și aș vrea să precizez că nu mi se datorează mie, ci tuturor celor cu care colaborez, în special copiilor, voluntarilor de la Asociația Șansa 2010 cu care desfășor numeroase activități și proiecte, colegilor mei de acolo, coordonatori Alexandru Slătinaru și Fermin Vârja. Deci pentru invitație, țin să-i mulțumesc și domnului primar Crăciunescu pentru tot sprijinul acordat. Și chiar dacă acest caz de malpraxis mi-a îngrădit toate drepturile, nu a reușit să-mi răpească zâmbetul și să mă facă să merg mai departe și să aplic pozitivismul în domeniul medical și toate celelalte. Mulțumesc mult! A urmat un moment artistic de zile mari susținut de doi invitați surpriză, Gheorghe Gheorghiu și Alexandru Recolciuc. Totodată organizatorii au făcut apel la cei prezenți să facă donații pentru o tânără din Pașcani, Laura Ignat, care are nevoie de suma de 53.000 de lei pentru intervenție chirurgicală la coloană. Vreau să vă spun și eu la mulți ani, doamnelor, la mulți ani, domnișoarelor, iar pentru bărbați să ne trăiască toate doamnele din viața noastră.
În această noapte cerul va fi temporar noros, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 și 0 grade. Spre dimineață, izolat în zonele joase, va fi ceață. Marți, cerul va fi variabil, cu norări temporare în nordul și în centrul țării. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 11 grade, iar cele minime între minus 7 și 3 grade.